Una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă conducerile spitalelor românești o constituie asigurarea mesei bolnavilor în condițiile în care cuantumul alocației zilnice de hrană a rămas unul total neacoperitor al nevoilor de hrană a pacienților, neactualizat până în această lună încă din 2008. Cuantumul alocației de hrană folosit în spitale variază între 7 lei și 13 lei pentru bolnavi adulți și 1,8 lei și 14,5 pentru copii. Meniul diferă în funcție de afecțiuni. Sunt pentru diabetici, este un alt meniu, pentru cei cu afecțiuni gastrointestinale, afecțiuni hepatice, alt meniu. La cei este meniu separat pentru comun, în care sunt pacienții fără diferite diete și medicii care sunt de gardă. De fiecare dată se primește carne, ficăței, pește, adică zi de zi diferă. Dacă astăzi a primit carnea, să spunem, mâine primește pește, poi mâine ficăței, pulpe de pasăre. Cuantumul alocației de hrană diferă de la o secție la alta și de la un pacient la altul în funcție de diagnostic și meniul pe care îl recomandă medicii. De exemplu, meniul comun este o alocare de o normă de hrană pe zi de 7,5 lei. Da. Pe zi pentru meniu comun. La diabet, dacă e o schemă, o alocare mai... Are și două gustări, ora 10, ora 16. E undeva de 9 lei. Iar la psiatrie, știu că e... Mai mult, 10, 11, că mănâncă... Media, dacă 7 cu 9, 8,50 ar veni. Dar numărul, cel mai mare număr de meniuri este meniul comun. Celelalte sunt pe specialități și pe afecțiuni. De câțiva ani buni. Eu de când am venit, nu s-a mai modificat nimic la rația de hrană. Din 2008. Da, cred că da, cam așa ceva, din 2008. Având în vedere creșterea continuă a prețului alimentelor, guvernul Cioloș a aprobat printr-o hotărâre în ședința de guvern din 14 septembrie 2016 majorarea cuantumului alocațiilor de hrană pentru bolnavi. Conform noului act normativ, alocația de hrană a crescut în medie de la 10 lei la 19 lei, tot în funcție de diagnosticul și regimul prescris bolnavilor. Pentru prima dată se vor aloca indemnizații de hrană și în cazul bolnavilor care fac hemodializă. Suma necesară asigurării hranei bolnavilor este cuprinsă în tariful pe caz ponderat, prin care spitalele sunt finanțate de Casa Națională de Sănătate în baza contractelor anuale.